Bochila a prezentat cupa. Doar trofeul a fost însă în varianta adevărată. Cel mai dorit jucător al Petrolului a fost de carton. Oficialii clubului l-au adus într-o formă inedită să mai aline dorul suporterilor pentru fotbalistul congolez. Drept dovadă, de la mic la mare, s-au înghesuit să facă poze cu golgheterul echipei. Jucătorul tău preferat de la Petrol? Bochila. De ce? M-a băgat primul gol la Petrolul. Da, cu CFR Cluj. Și dacă pleacă de la Petrolul, o să plângi după el? Nu, dacă îl ia Petrolul înapoi, nu. Este bun și Hamza, dar mai întâi Bochila și apoi Hamza. Dacă pleacă de la Petrolul? Cine? Bochila? Nu pleacă. Sigur? Sigur. Directorul sportiv al clubului, Andy Crângu, este sigur că la acest moment nu sunt oferte acceptabile financiar pentru niciun jucător. Crângu susține că Petrolul nu vrea să ia locul stelei în Champions League, dar echipa este pregătită pentru orice. La fel ca și suporterii, aceștia fiind convinși că banii de la primărie pentru jucători și staff vor veni până la urmă. Avem ca și obiectiv pentru sezonul următor câștigarea campionatului. Este normal după un loc 3 și câștigarea acestui important trofeu să ne continuăm drumul ascendent. Având în vedere problemele stelei, se gândește Petrolul la Champions League? Nu cred că se pune problema. Noi avem un program deja făcut cu cantonamente. Știm când avem tragerea la sort, știm când avem primul meci în Europa League. Nu cred că se poate schimba ceva din punctul ăsta de vedere, dar suntem pregătiți pentru orice ce ne rezervă viitorul apropiat. Ar însemna un dezastru, vă dați seama, poate pentru echipă, pentru bugetul care vă dați seama că a fost gândit, a fost creionat în timp, că la orice club care se respectă. Cupa României a ieșit astăzi în oraș, fiind adusă de mascații de mascați. Va fi expusă 2 săptămâni într-un mall din centrul orașului. Tot acolo, noul sponsor tehnic a prezentat echipamentul cu care lupii vor înfrunta Steaua pe 10 iulie. Restul gamei de îmbrăcăminte va veni la echipă într-o lună de zile.